La un moment dat, o rază de soare a căzut pe pământ și a luat forma unei flori. Floare care îi dă celui care îi cântă viață veșnică și care a fost găsită de o babă pe nume Gothel. La un moment dat, regina regatului din apropiere s-a îmbolnăvit grav în timp ce era gravidă. Așa că o mână de soldați au dus regelui floarea magică ca să se folosească de aceasta pentru a-și salva regina. Așadar, tipa s-a însănătoșit la moment și a putut-o naște pe Rapunzel. Amu, ideea e că puterea florii magice a fost absorbită de părul lui Rapunzel, motiv pentru care într-o seară Gothel s-a furișat în palatul regal și a răpit-o pe prințesă pentru a se folosi de părul acesteia pentru a rămâne veșnic tânără. Totuși e de menționat că dacă părul lui Rapunzel este tăiat, acesta își pierde proprietățile magice și revine la culoarea sa originală. Așadar, Gothel a închis-o pe Rapunzel într-un turn și a făcut-o să creadă că ea este mama ei. Plus, pentru a se asigura că fata nu va încerca niciodată să fugă din turn, Gothel i-a umplut capul cu tot felul de minciuni despre cât de periculoasă este lumea de afară. Plus faptul că turnul respectiv nu are o ușă care să nu fie ascunsă, ajută la izolarea lui Rapunzel de lumea reală. Gen Gothel urcă și se dă jos din turn folosindu-se de părul lui Rapunzel, care între timp a crescut enorm de mult. Gen tipa nu a fost tunsă niciodată. Deci, dată fiind situația în care se află, singurul prieten pe care Rapunzel și l-a putut face este un camelion pe nume Pascal. Plus, în ciuda poveștilor pe care așa zisa ei mamă îi le zicea, Rapunzel nu a încetat să fie curioasă despre lumea de afară. În special de niște luminițe pe care le vede pe cer o dată pe an, fix de ziua ei. În fine, la un moment dat, trei tâlhari au furat o coroană din palat, iar gărzile regatului au fost după ei. Așadar, pentru a evita să fie capturat, unul dintre tâlhari pe nume Flynn Rider le-a tras țeapă compatrioților săi și a furat calul capitanului gărzii regale pentru a scăpa de urmăritorii săi. Dar ideea e că patrupedul furat este Maximus, a.k.a. un cal extrem de inteligent și cu un puternic simț al justiției. Așa că Flynn nu s-a putut folosi de el pentru a scăpa basma curată. Ba din contră, acum tipul trebuie să se ferească de el. În fine, în timp ce se ascundea de Maximus, Flynn a găsit din greșeală turnul lui Rapunzel. Așa că el s-a cățărat până în vârf și de îndată ce a intrat înăuntru, el a fost lăsat inconștient de către Rapunzel, care l-a lovit cu o tigaie în cap. Între timp a ajuns și Gothel la casă, dar aceasta nu știe nimic despre existența lui Flynn, pentru că Rapunzel l-a ascuns pe acesta într-un dulap. Plus, dat fiind că se apropie ziua ei, fata își întreabă așa zisa mamă dacă, acum că e mare, va putea și ea să iasă din turn ca să vadă de aproape luminițele alea. Iar auzind asta, Gothel s-a răstit la noastră în ultimul hal. Deci Rapunzel își schimbă strategia și îi zice babei că își dorește niște acuarele speciale, pentru care aceasta trebuie să plece de acasă timp de 3 zile. Așadar, de îndată ce babeta s-a cărat, Rapunzel îl scoate pe Flynn din dulap, îl leagă de un scaun și de îndată ce se trezește îi propune un târg. Anume, ea îl va elibera din captivitate dacă el o va duce în lumea de afară ca să vadă luminițele. Deci, neavând încotro, Flynn acceptă, iar Rapunzel se bucură de tot ceea ce înseamnă lumea de afară precum un copil. În fine, în continuare, Flynn o duce pe Rapunzel la o cârciumă. Dar spre ghinionul celor doi, oamenii regelui au pus o recompensă pe capul lui Flynn. Așa că de îndată ce acesta a intrat în tavernă, el a fost atacat din toate părțile. Dar ce pot să zic, noroc cu Rapunzel, pentru că ea s-a folosit de inocența sa pentru a-i îmbuna și convinge pe tâlharii din cârciumă să-l lase pe Flynn să o ducă la luminițe. Plus, între timp, Gothel a dat peste Maximus, care îl căuta pe Flynn în apropierea turnului. Lucru care a făcut-o pe babă să se îngrijoreze cu privire la Rapunzel. Așa că ea s-a întors de îndată acasă și a descoperit geanta lui Flynn, în care se afla coroana furată și un poster cu fața acestuia. Deci baba se prinde la moment unde era Rapunzel, sau mai degrabă cu cine este. Între timp, Maximus le-a dat de urmă lui Flynn și Rapunzel. Astfel, ai noștri au ajuns să fie blocați într-o peșteră care se inundă. Deci, dat fiind că situația e groasă și fără scăpare, Rapunzel are o cădere nervoasă și îi pare rău că l-a băgat pe Flynn în această încurcătură. Iar băiatul, pentru a o calma, îi zice că numele său real nu este Flynn Rider, ci Eugen.
Eugen, acesta schimbându-și numele pentru că Flynn Rider sună mai șmecher decât Eugen. By the way, în varianta dublată în română a filmului, pe Eugen îl cheamă Gheorghe Papagheorghe. Asta în onoarea actorului care i-a dublat vocea. În fine, revenind la ale noastre, Rapunzel realizează că își poate folosi părul pentru a lumina peștera ca să caute o ieșire. Așadar, cei doi sunt în siguranță. Iar pentru că aceștia și-au dezvăluit unul altuia secretele, ei încep să se înțeleagă mai bine. Dar într-o seară în care Eugen a plecat după lemne de foc, Gothel a profitat de separarea celor doi și i-a dat lui Rapunzel coroana pe care Eugen a furat-o ca să-și testeze noul prieten dacă o va alege pe ea în locul banilor. Plus, pe dimineață, Maximus i-a ajuns din urmă pe ai noștri. Dar asemenea situației de mai devreme de la tavernă, Rapunzel îl convinge pe patruped să-l lase pe Eugen în pace. Cel puțin până ce-i arată luminițele. Deci calul rămâne cu cei doi pentru o vreme. Cei trei. Pentru că și Pascal a fost în peisaj în tot acest timp. Așadar, Eugen a dus-o pe Rapunzel în regat, iar din cauza că părul ei o cam încurcat din a se deplasa de colo-colo, niște copii i l-au împletit. În continuare, Eugen a dus-o pe Rapunzel pe un lac pentru a avea cel mai bun loc din care să vadă luminițele. Luminițe care nu sunt nimic altceva decât niște lampioane pe care regatul le lansează în onoarea prințesei pe care au pierdut-o, adică în onoarea lui Rapunzel, doar că ea încă nu știe asta. În fine, la rândul lor, și ai noștri au aprins niște lampioane și astfel au avut parte de un moment romantic. Dar în timp ce Eugen a dat să o sărute pe Rapunzel, el s-a oprit brusc pentru că și-a văzut prietenii tâlhari la marginea lacului. Așa că el a vrut să facă pace cu ei, dându-le coroana pe care împreună au furat-o. Aceasta încă aflându-se la Rapunzel. Dar în momentul de față, ăia doi tipi nu sunt interesați doar de bani, ci și de răzbunare. Așa că ei l-au lăsat pe Eugen inconștient, l-au legat de o barcă și l-au trimis la plimbare ca să îi dea lui Rapunzel impresia că a părăsit-o și a fugit cu coroana. După asta, cei doi tâlhari au vrut să o sequestreze pe Rapunzel, dar în ajutor i-a sărit Gothel. Mai exact, baba a orchestrat toată această șaradă alături de cei doi tâlhari pentru a o răni emoțional pe Rapunzel, ca aceasta să nu mai vrea vreodată să aibă de-a face cu lumea de afară și să rămână cu minte în turnul ei. Deci situația nu e rost deloc pentru că Rapunzel s-a întors acasă, iar Eugen a fost capturat de autoritățile regelui și urmează să fie condamnat. Totuși, după ce a ajuns înapoi în turn, Rapunzel s-a tot uitată la un suvenir pe care l-a luat din mica ei excursie. Iar simbolul regatului a făcut-o să își amintească cine este ea de fapt și nu a ezitat să o confrunte pe Gothel cu privire la faptul că a separat-o de familia ei adevărată. Cât despre Eugen, el este salvat de Maximus și de tâlharii de la tavernă. Iar în caz că vă întrebați, păi cum așa? Ei bine, Maximus a orchestrat toată lovitura ca Eugen să se reunească și să o salveze pe Rapunzel. Deci, fără ezitare, Eugen a mers la turnul fetei. Dar de îndată ce a intrat înăuntru, bum, acesta a fost înjunghiat mortal pe la spate de către Gothel. Ca să-i salveze viața iubițelului ei, Rapunzel o roagă pe babă să o lase să-și folosească părul ca să-i vindece lui Eugen rana. Iar în schimb ea o să-i se supună oricărei comenzi pe care i-o va da de acum încolo. Așadar, Rapunzel se pregătește să își folosească puterile, dar înainte de a apuca să cânte ceva, Eugen i-a tăiat părul. Astfel magia din el s-a risipit, iar Gothel a revenit la vârsta ei reală și s-a transformat instant în praf. Amu, pentru că Rapunzel și-a pierdut părul, Eugen nu mai poate fi salvat și e pe punctul de a da colțul. Lucru care a făcut-o pe Rapunzel să plângă. Dar să vezi și să nu crezi, și lacrimile fetei sunt îmbibate cu magie. Așadar, Eugen e bine. Deci în continuare a nostru duce pe Rapunzel înapoi la părinții ei biologici, care tot îl iartă pe acesta pentru fără de legile sale, iar în cinstea faptului că fica lor s-a întors, o petrecere mare s-a dat în tot regatul. Fraților, și asta a fost cea de-a treia zi din săptămâna de desene animate. Iar dacă memoria nu mă înșală, cred că ăsta a fost primul film, sau cel puțin printre primele, pe care le-am văzut la cinema. În fine, nemai lungind discuția, nu uitați să vă abonați la canal și să prindeți clopoțelul ca să fiți notificați de restul videourilor pe care am să le postez în această săptămână. Așa că până atunci, eu vă las cu membrii de pe canal. Un rând de aplauze pentru legendele? Levi Lowlai, Alex Schmeckerul, David George Brasla, Cătălin Bota, Paul Macarie, Duțu Pașca, Marius,
dar și pentru celelalte legende care apar pe ecran. Plus să nu uităm de miticii Ionuții Grechii Grec, Ștefan Binefăcătorul și de zeul H. Andrei H. Iar dacă vreți și voi să primiți beneficiile de a fi membri pe canal, nu ezitați să apăsați pe butonul de join. Totuși, dacă vreți să mă susțineți, dar nu vreți să vă goliți cardurile, un like și un subscribe mă ajută enorm. Ziceți-mi în comentarii ce videouri mai vreți să vedeți la mine pe canal. Ne auzim pe Insta și pe TikTok. Eu am fost Paul Pașca și noi ne vedem data viitoare.